O femeie din județul Suceava, în vârstă de 65 de ani, a fost internată la Iași în urmă cu 10 zile. Aceasta a fost diagnosticată cu glioblastom, tumoră cerebrală, iar în urma testelor făcute în cadrul Spitalului de Neurochirurgie din Iași, a fost diagnosticată și cu virusul COVID-19. Starea acesteia a necesitat o operație de urgență. Pentru aceasta, intervenția chirurgicală nu a putut fi evitată, starea de sănătate a pacientei fiind precară încă de la prima zi de spitalizare. Managerul Spitalului Clinic de Urgență, profesor dr. Nicolae Obluiaș, a precizat că operația a fost una unică pentru întreaga echipă. O pacientă în vârstă de 65 de ani, diagnosticată în urmă cu aproximativ 10 zile cu această leziune tumorală, s-a adresat spitalului nostru, iar ulterior a fost și în urma testării pentru infecția cu COVID a fost diagnosticată și COVID pozitiv. A urmat un tratament cu medicație antivirală specifică acestei infecții, dar din nefericire în cursul zilei de ieri s-a agravat neurologic, astfel încât am intervenit în urgență. În sala de operație au participat 7 cadre medicale, toate procedurile de pregătire și intervenție fiind respectate cu strictețe. Tot personalul medical a purtat echipamente de protecție de grad înalt, măști, combinezoane, viziere, ochelari de protecție, cu excepția echipei operatorii, dacă doriți, pentru că cu ajutorul ochelarilor nu poți să operezi sub microscop, deci trebuie să ai concentrarea necesară să urmărești și gestul chirurgical corect. De a face o operație la nivelul creierului sub microscop necesită multă concentrare. Pentru femeie, intervenția chirurgicală a fost una de succes. Din fericire, operația a decurs fără incidente în timpul intraoperator. Postoperator, în momentul de față, pacienta este intubată în continuare și ventilată pentru a proteja creierul de traumatismul chirurgical în sine. O să urmeze procedurile firești de control post-operator, tot ce este nevoie de făcut într-un asemenea caz. Prognosticul, din nefericire, este nefavorabil, în sensul în care, fiind o tumoră malignă, un glioblastom, după cum știți foarte bine, este o cea mai agresivă tumoră primitivă a creierului, dar o să vedem, sperăm să depășească cu bine această intervenție.